Bună seara, sunt Georgia Pietreanu, bun găsit la informațiile despre vreme. Să mergem pe continent, să știți că vremea va fi închisă în vestul Germaniei, al Austriei, în Elveția, în Franța și în Regatul Unit, adică în cea mai mare parte a regiunilor nord-vestice, vestice și centrale. Va ploua, iar unele ploi vor fi însemnate cantitativ. În Croația, în sudul Greciei, în estul Turciei, vremea va fi instabilă, în timp ce în estul Spaniei, în sudul Franței, cerul va fi variabil spre senin. Mâine se mai încălzește în sud-estul Spaniei și în sudul Franței. În țara noastră, mâine vom simți o ușoară scădere a temperaturilor față de astăzi în sus și sud-est, în timp ce în rest chiar mai cresc. În sud-est, pe arii mai restrânse, la munte și vor mai fi perioade în care vor apărea averse cu descărcări electrice, se mai norează și vântul o să bată mai tare, cu viteze de 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 21-22 de grade pe litoral și 31 de grade izolat în Câmpia de Vest. În București, chiar dacă se va nora în prima parte a zilei, șansele să plouă sunt mici, cerul se va degaja, apare soarele și vremea va fi frumoasă. Iată, termometrele vor arăta în jur de 29 de grade la amiază. Și la fel de frumos, să știți că va fi și marți. Este posibil să avem parte de unele norări la amiază, dar vor fi trecătoare și vom avea în jur de 30 de grade. Miercuri, rămânem cu vreme bună, caldă și o maximă de 29 de grade. La fel ca și marți, ar putea să se mai noreze, dar nu sunt anunțate ploi. La munte însă vor fi averse mâine pe arii restrânse, cei drept, vremea va fi caldă însă acolo. La Sinaia vor fi în jur de 16 grade, 17 la Predeal și la Poltinii și 20 de grade la Stâna de Vale. Să vedem cum se anunță vremea și la mare. Maximele mâine vor fi cuprinse între 21 și 23 de grade, iar apa mării va avea între 18 și 21 de grade. Dar să știți că vremea pe litoral va fi instabilă și se mai răcorește. Va fi norat, vor fi averse cu tunete și fulgere și vântul o să bată la rafală cu viteze de 45-55 de km pe oră. În Bulgaria, vremea va fi asemănătoare cu cea de la noi. Sunt anunțate ploi mâine în toate cele patru stațiuni de lângă mine, iar maximele vor fi cuprinse între 21 și 22 de grade. Și în Halkidiki sunt posibile averse cu descărcări electrice și maxima va atinge în jur de 31 de grade, iată 27 de grade Tasos și Creta și 30 de grade Lefkada. Le vin cu vremea acum în toată țara. Marții va fi mai cald decât în mod obișnuit, în special în zonele de câmpie. Vântul se va simți mai tare în prima parte a zilei în Dobrogea și în jumătatea de est a Munteniei. Este posibil să se mai noreze în sud-est după amiaza, dar și la munte, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade. Miercuri se menține frumos și rămânem cu temperaturi mai ridicate pentru luna iunie. În cea mai mare parte a țării vor fi între 21 de grade în sudul litoralului și 31 de grade în Câmpia de Vest. După amiaza și noaptea se va înnora la munte și nu este exclus să apară averse cu descărcări electrice. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Ne revedem mâine dimineață la Focus la prima oră. Să aveți o seară bună!